Lucian, că a venit scumpul nostru director. Așa. Tu știi de ce am venit acasă? Fiată, mi-a lăsat Cătălin 10 hârtii de 500 de lei sub telefon. Și mă sună Cătălin, zice, ai o grămadă de bani sub telefonul fix. Și mă făcea Cătălin de comandă, că eu n-am un blazi, mai bine să iau eu, știi, să da, fiu da. Sigură. Da. Mulțumesc, gata, am găsit, zic, Doamne, cine știe ce, zic, Radu să-i lași acolo, că sunt al lui Cătălin. Zic, dacă-i bine cum cap, știi? Și umblă cu mă ceartă Cătălin că mi-i lăsase, ce dacă nu ți ajung. V-a sunat domnul director? Da, m-a sunat Mihaela, fie domnul director, și mă așteaptă. Zic, nici pe mine, nici pe Cătălin, că l-am rugat eu pe Lucian să mă ducă urgent până acasă, înțelegi? Uh-huh. Și zic, că-i spun eu, am văzut pe urgență până acasă. Doamne, când mi-a spus, zice, sunt, nu știu, știi? Sub telefonul fix, că eu l-am sunat pe fix, și cred că s-a mușcat fixul. De i-a văzut, a văzut plicul, zic, aolo, zic, că-l zic, am adus acasă, că dacă pune mâna pe banii ăia, mă face Cătălin de... Și a fost Cătălina seară și am vrut să-i dau ei mâna la mână.